زبان من شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, nu uitați să apăsați butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită. De asemenea, like-urile, comentariile, absolut toate videoclipurile, distribuirile și așa mai departe. Eu, acum când filmez, de aceea am acest mood, este o zi de luni, este dimineață, afară este o vreme de detest. Da, detest. Dacă sunteți fan toamnă, dacă sunteți în ton cu ceea ce se petrece afară, toată admirația mea, eu nu. Eu sunt mai summer girl și așa mai departe. Și pentru că este luni și cum este celebra vorbă, lunea nici iarba nu crește, eu după baritai cana, carafă de cafea, tot nu m-am trezit, my scent of the day, parfumul zilei mele de astăzi, este nimeni altul decât French Coffee de la Al Rehab. Și da, nu am cum, mai ales într-o zi de luni, mai ales la starea pe care o am, cred că este cel mai potrivit parfum. V-am vorbit în multe videoclipuri despre acesta, cât de curând îi voi face și recenzia și dacă doriți să-l comandați, îl găsiți pe site-ul celor de la Parfumas, unde este la reducere. Da? Nu mai este 115 sau 119 cu cât l-am luat eu, ci undeva sub 100 de lei. Da? Deci, go for it! Dacă vă place cafeaua aceea gurmandă, cafeaua aceea servită lângă un tiramisu, e tot ceea ce vă trebuie. Da? Tot ceea ce aveți nevoie. Și pentru că am spus, întâmplarea face de altfel. De fapt, nu de altfel, ca My Scent of the Day să vină de pe site-ul celor de la Parfumas astăzi, pentru că de mult timp nu am mai avut așa ceva pe canal, avem unboxing Parfumas. Și da, vedeți cât acutiocul am aici? Așadar, dacă nu v-ați luat lângă dumneavoastră o ciocolată caldă, un French coffee, un cappuccino, un ceai, nu știu. Puneți-mă pe pauză, mergeți și pregătiți-vă ceva de băut și instalați-vă comod. Pentru că astăzi avem unboxing și primele impresii pentru, cred că, marea majoritate. Haideți să vă spun, long story, short story, da? Eram pe site în căutare de noutăți, reduceri și așa mai departe. Și dacă sunteți alături de mine de ceva timp, știți că eu adorez, cum spune Coco de la Simțuri Ascuțite, Casa Zimaia. Da, Zimaia este subdiviziune Afnan, în speță are parfumuri bune, da? În scurt pe doi. Bun. Ete așe. Vine coletul. Avem aici factura și parfumurile pe care le-am comandat nu sunt mega noutăți, ca să mă exprim așa, dar absolut toate le-am prins la reducere, da? Și am zis ok, ăsta e momentul perfect pentru o comandă Parfumas. Ca de obicei veți avea linkurile pentru absolut fiecare parfum în parte în bara de descrieri, link către grupul meu de Facebook Freak Family, link către contul meu de Insta și nu în ultimul rând către contul meu de TikTok. Și știu, doamna Simona, să rămână din Italia, știu că am tot fost întrebată pe Instagram în anumite discuții private, dacă cei de la Parfumas livrează în afara României. Ei bine, știți că eu nu am o colaborare cu ei, însă
Însă mi-am permis să dau un telefon, știți că aveți pe site numărul lor de telefon, și se pare că cei de la Parfumas livrează în afara României, în spațiul Uniunii Europene. Așadar, dacă sunteți român sau nu, dar vă aflați în afara României, în afara țării, în limita spațiului Uniunii Europene, puteți comanda cu încredere site-ul Parfumas. Știți că eu îl iubesc, știți că am multe parfumuri de la ei, adică de fapt tot ce înseamnă la mine în casă: Afnan, Al Haramain, Zimaya, Ahmed Al Maghribi și multe, multe branduri sunt strict de pe acest site. Bun, și e multe, v-am zis că e multe, dar hai să încep cu acesta, care se numește Alcacer și vine de la Zimaya și Ete Vulturu. Da? Aceasta este prezentarea. Din acesta n-am avut nici măcar cea mai mică mostră vreodată, nu l-am testat, habar n-am nimic despre el. Știu doar că l-am văzut la Coco de la Simțuri Ascuțite într-un clip. Și da, chiar, o să vă inserez și linkul acelui videoclip al său. Tot așa a făcut și el unboxing și primele impresii pentru mai multe parfumuri, dar l-avea și pe acesta. Și în barra de descriere veți găsi și link către clipul lui Coco, da? Să facem așa o chestie, o impresie, prima impresie a mea în calitate de femeie și prima impresie a lui Coco venind în speță din partea unui bărbat. Și stați să vedeți, eh? Așa ceva. Deci am văzut faza asta pe TikTok, sinceră să fiu. Hai să mă mai joc o dată, că îmi place. N-ai cum, tati, n-ai cum. Și a fost sub 100 de lei, parcă. Și aici și este parfumul. Da, da, deci din start. Stau să vă spun că am factură aici, ce cap de diblă sunt. 79,83. Zic eu bine aici? Cu TVA 95 de lei. Stați că eu citeam în altă parte. Deci 95 de lei acest parfum cu această prezentare pentru 100 de mililitri. Sticla este foarte, foarte grea. Maronie, după cum prea bine observați, iar capacul este acest vulturete care fâlfâia din haripi pe cutie. Doamne, ce poetică sunt azi, ce frumos am început, dar nu mai contează. Veți avea notele inserate pe undeva pe ecran și acest parfum este marketat ca fiind unul masculin, dar nu mai știu ce anume din note mi-a atras mie atenția, dar vedem imediat. Știți că eu sunt cameleonică, dacă putem spune așa. Adică port cu plăcere și ceea ce este marketat ca fiind masculin, iar acest Alcacer, pentru un prim nas, pentru o primă impresie, este total unisex. Da? Total, total unisex. Se deschide aromatic, dacă doriți, dar dulce totodată, fin citric. Este și un ud aici. Dacă nu sunteți în zona udului, ca de obicei recomand să-l testați înainte de achiziția full size, da? Pentru că, cum să spun eu, este udul acela pur Middle Eastern, dacă are sens, dar nu-l percep, cum să spun eu, nu este udul acela fecal, mai pe românește, da? Dar are ud, da? Se resimte.
Nu este genul de parfum pe care să-l pot asocia cu altceva, da? Dacă doriți, se detașează din seria aceasta de dupuri, clone, parfumuri inspirate și așa mai departe. El, posibil, sărăcuțul s-o inspira din ceva, însă pentru nasul meu nu miroase a nimic din zona designer. L-aș putea duce în zona nișei, pentru că, într-adevăr, este genul acela de parfum. Ia stați un pic. E foarte complex, da? E foarte complex, îmi place. Este altfel față de tot ceea ce am până în momentul de față. Da, și clar, pe piele e altceva, pentru că nu e blotter cum e pielea. Dar, din start. Exact cum v-am spus eu, la care anume? La Marj, de la Ahmed Al Maghribi. Când v-am făcut unboxing-ul acelui parfum, dacă nu ați văzut videoclipul, vi-l las pe undeva pe aici, v-am spus că Marj de la Ahmed Al Maghribi, în opinia mea, nu este un parfum pentru oricine. Și, din nou, nu o spun în sensul peiorativ, nu iau la mișto pe nimeni, doar că e genul de parfum complex, are înclinația aceea middle-eastern, și e genul de parfum, cum să spun eu, trebuie să ai nasul antrenat pentru a-l iubi, da? Pe lângă ud, pe lângă deschiderea aceea citrică, fiind citrică aromatică, dar dulce totodată, resimt ceva. O să râdeți, dar se resimte un iz, mă duce cu gândul către, dacă ați copilărit pe la țară, și dacă aveți, vorba aceea, amintiri olfactive din acea perioadă, e ceva ce mă duce cu gândul către realizarea magiunului de prune, da? Știți cum făceau bunicile noastre magiunul de prune la cazan și așa mai departe. E ceva ce mă duce către zona aceea. Însă, acum mi se pare udul acela tipic Middle Eastern, greoi. Acum mi se pare un parfum ozonic. Este multifacetat, da? Clar, cu siguranță. Complex, multifacetat. Are și un fin de tot iz industrial, cum ar spune Coco. Ceva ce mă duce cu gândul către combustibil, dar totodată, culmea, e ceva ce mă duce cu gândul și către mugurii de pin. Da? Deci, clar, este acel parfum perfect pentru, cum să spun eu, chiar și acum, da? Cum e vremea de afară, este perfect de acum până la începutul primăverii. Exact cum v-am spus, chiar dacă ei pe site îl marketează ca fiind acel parfum masculin, pentru mine este total, total unisex. Nu îl pot asemăna cu absolut nimic din ceea ce am până în momentul de față. Acum se resimte un duo șofran-cardamom. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Adică pentru prețul plătit și pentru prezentarea care o are, nu știu, genul acela de parfum cu N fețe, cu mega polarizant, din start. Exact cum v-am spus, e love or hate, nu prea e cale de mijloc cu el. Și chiar dacă eu v-am spus că v-am adus în discuție, mai bine zis de fapt, v-am adus în discuție parfumul Marj de la Ahmed Al Maghribi, nu vreau să trăiesc cu senzația că acest alcaser de la Zimaia se aseamănă cu Marj de la Ahmed Al Maghribi. Nu, categoric nu. Însă îl pot duce, dacă doriți, în aceeași zonă olfactivă, da? E genul acela de parfum cu apucături de nișă, cum spun eu, este cu totul, cu totul altceva și, în opinia mea, cel puțin acum pentru un prim nas, este clar destinat persoanelor ce iubesc parfumurile Middle Eastern, pur Middle Eastern, dacă doriți, da? Îl mai las și pe el, las și blotterul aici și știți că de fiecare dată, la final, facem
recapitulare pe care să luăm. Hai să luăm pe ăsta. Începem cu, de fapt, continuăm cu unul mai roz. Și avem aici Ia umri de la Zimaia, dacă zic eu bine, care vine în această cutiuță și acesta este acel parfum clar feminin după ambalaj din start. Și la Ia umbri, din ce mi-aduc eu aminte, pentru că știu că am și filmat, eu am avut un decant cândva. Și știu că după ce am decant mostră. Și știu că după ce am terminat acea mostră, a fost în agenda mea pentru viitoare achiziții. Aceasta este sticluța masivă, dar minimalistă totodată, dacă doriți. Și când spun masivă, este foarte grea, foarte, foarte, foarte grea. Dar simplă, faină. Roz pudră. Abia aștept să o pozez și pe ea, să o filmez și așa mai departe. Din nou, notele le veți avea pe ecran și atomizor foarte, foarte fain. Și da, este un parfum feminin, dulce, floral, ilang, ilang, aș spune eu, da? E ceva ce mă duce cu gândul către ilang, ilang. Este vanilat, da. Și mai precis este acel vanilat, fiind de tot oarecum cu subton caramelizat sărat, da? Deci e o chestie, are, resimt, nu că are, habar n-am notele în momentul de față, resimt o vanilie, dar clar acea vanilie este împletită, dacă doriți, cu un caramel sărat, da? Nu are acel iz tipic Middle Eastern, dacă ar fi să-l compar cu Alcacer, e diferență de la cer la pământ. Este genul de parfum ce l-aș duce, dacă doriți, către zona de designer. Este ceva mass appealing, cum se spune, nu, ușor de plăcut, da? Ceva ușor de plăcut. E genul de parfum care orice doamnă sau domnișoară iubitoare de vanilie, ilang, ilang, că se resimte în continuare și chestia aceea, subtonul acela de caramel sărat, l-ar iubi din prima cu ochii închiși, da? Pentru că știu foarte clar că fix asta mi-a plăcut și mie la el de când am testat la începutul anului sau anul trecut, nici nu mai știu. V-am mai spus eu în alte clipuri că eu îmi țin toate mostrele și toate decanturile și la ceva timp le testez, le retestez pe toate, da? Pentru că, na, în funcție de sezon, un parfum ți se poate părea greu într-un anumit sezon, iar în altul ți se poate părea apă de ploaie, cu ghilimelele de rigoare. Revenind la Ia umbri, cred că se spune că are doi de ei la final, e genul acela de parfum, un mix mai degrabă, dacă doriți, are ceva din ADN-ul lui Olympea, însă este combinat cu ceva din ADN-ul lui Good Girl de la Carolina, da? Însă, cel puțin acum pentru o primă impresie și pentru un prim test pe blotter, nu cred că... Adică nu-l percep să încline balanța foarte mult către unul din cele două parfumuri, da? Categoric îl mai lăsăm și pe el și îl revedem la finalul clipului. Dar da, categoric genul acela de parfum de zi cu zi, da? Și chiar dacă eu vin și vă spun că are subtonul acela de caramel sărat, când spun sărat, nu știu, și când spun Olympea, nu mergeți cu gândul că este fix acel, este strict acel parfum de vară. Nu, categoric nu, sub nicio formă. Bun, hai să-l mai lăsăm puțin. Mergem mai departe. Și mergem mai departe
către un parfum care mi-a fost recomandat de cineva, te pup, draga mea, nu-ți dau numele, că încă nu te-am întrebat dacă îți pot da numele, care, urmărind clipul, ultimul meu clip, dacă nu mă înșel, în care eu spuneam că sunt acea sovaj hateriță, mi-a recomandat un parfum. Și după ce am căutat eu puțin câte ceva despre acel parfum, i-am zis ok, hai, e masculin, nu e asta o problemă pentru mine. Însă, peste tot se spune că este cea mai bună clonă pentru Dior Sauvage. Și ea mi-a spus nu, comandă-l, dacă nu-ți place, îl iau eu de la tine. Și a ajuns la mine officer de la Al Rehab de data aceasta. Da? Care vine în acest ambalaj, bineînțeles un parfum marketat ca fiind masculin, bineînțeles din ceea ce am găsit eu pe TikTok, o inspirație pentru Dior Sauvage. Și acum să vedem dacă rămâne la mine sau vine la tine, draga mea. Hai să vedem. Da, sticla e de acolo. Da, degradeul acesta, doar că are altă formă, însă este faină sticla, sincer acum. Nu știu, mi se pare chiar foarte, foarte faină. Arată scump, dacă mă pot exprima așa, și este foarte, foarte grea. Dar să vedem cum miroase. Ia să vedem. Deci am niște emoții cu parfumul ăsta de nu vă spun. Hai că deschiderea îmi place. Este bergamota aceea, dar cum să spun, o aromă citric suculentă, dacă are sens. Măi, să știi că îmi place. Are o lavandă fin de tot, spicy, dar când spun spicy, fin de tot, piperată. Da? După lavanda aceasta, fiind de tot piperată, e ceva ce mă duce cu gândul către iarba verde cu picături de rouă pe ea, însă proaspăt tăiată, dacă are sens. Și da, acum apare partea aceea care îți lasă senzația de duș proaspăt. Da? Este ca și cum ai făcut un duș proaspăt. Cum să spun eu, senzația aceea de curat, dar fresh, cu înclinație către latura masculină, clar. Adică, cel puțin acest parfum, Officer de la Al Rehab, pentru mine este unisex, dar cum? Țineți cont de faptul că eu port și parfumuri masculine, port și parfumuri unisex cu înclinație către latura masculină, da? Dacă ești, băi, se așează fain. Da, deci se așează fain, culmea. Spun culmea deoarece, da, clar, se resimte ADN-ul lui Sauvage, însă nu știu, e mai pe gustul meu, este un Sauvage cu un twist, dacă doriți, zic. Revenind la profilul său olfactiv, dacă sunteți doamne și domnișoare în zona parfumurilor florale, în zona parfumurilor floral-fructate și așa mai departe, clar, pentru dumneavoastră acesta nu este unisex, da? Deci clar, clar. Însă, pentru mine, în calitate de purtătoare de parfumuri masculine, unisex cu înclinație masculină, da. Pentru mine ăsta e safe, e mega ok. Mă, da, e fain, deci chiar e fain, nu cred. Îl mai lăsăm puțin să vedem cum se va dezvolta și el. Și cutiile, și cred că am ieșit și din cadru. Trecem mai departe. Hai, te iau pe tine. Te iau pe tine pentru că nu am testat acest parfum, dar știu că atunci când a apărut pe site, eu m-a tras sufletul către celălalt parfum, deoarece și Luxor
și Grandeur, dacă zic eu bine, dacă mi-aduc eu bine aminte, au fost lansate în același moment. Da? Am vrut inițial să le iau pe ambele, dar și atunci plasasem o comandă destul de mare. Și acum, dacă l-am văzut pe Nenea Luxor la reducere, am zis hai cu mine. Prezentarea este foarte, foarte faină dacă ring light-ul nu va orbi. Dar mulți dintre dumneavoastră vor spune că este kitsch, atât auriu, atât roșu, dar mie îmi place. Și aici este sticla. Bun. Acesta este feminin pe site, veți avea notele. Eu îl pulverizam pentru că da, arde nerăbdare și nu vă arătam sticla care de fapt este auriul acela a la Chaga Food, dacă doriți, acela tip oglindă, da? Bun. Hai să vedem cum miroase, că de asta sunt extrem, extrem de curioasă. Vai, de viața mea! E genul acela de parfum ambrat, da? Are și o parte dulce, dar o parte florală dulce, dar partea aceasta florală dulce mi-aduce aminte de aceeași parte florală dulce din Rare Passion de la Afnan. Însă, din nou, subliniez, Luxor nu este asemănător cu Rare Passion, da? Strict partea aceea sevă de floare de portocal aici. E aceeași sevă de floare de portocal din Rare Passion, da? Deci gândiți-vă la ambră, la seva unei flori de portocal și de aceea spun seva unei flori de portocal, deoarece nu resimt sub tonul acela de neroli, da? Nu, nu. Este și vanilat, e genul acela, cum să spun eu, de parfum cald, învăluitor, dacă are sens. Un patchouli, dar este patchouli acela cu subton fiind de tot ciocolatiu, însă nu vă dă fix senzația aceea de ciocolată la nas, da? Pentru mine, v-am mai spus eu în alte clipuri, chestia asta, acordul acesta de patchouli depinde ce note are alăturate, cu ce note se învecinează, are mai multe subtonuri, da? Iar patchouli din acest Luxor pe mine mă duce cu gândul către patchouli acela cu subton de ciocolată, da? Genul acela de parfum, vai. Parfum dulce, dens, bogat, dar când spun dulce, dens, bogat, din nou, nu mergeți cu gândul că ar fi, cum să spun eu, izul acela dulcele, acela copleșitor, lipicios, da? Ce vă cauzează migrene sau așa mai departe. Nu, clar nu. Nu are absolut nimic Middle Eastern în el, dar absolut nimic. Mi se pare cunoscut, dar nu este ceva pe care să pot pune degetul, da? Dar categoric miroase a designer, da? E genul acela de, iar încep cu da, da? E genul acela de aromă pe care o poți găsi în Sephora și așa mai departe, da? Nu are absolut nici cel mai mic iz Middle Eastern. Categoric nu. Este pe aici pe undeva un pui de trandafir? Ia stați așa. Ăsta îmi place, îmi place mult. Deci chiar îmi place mult. Vai, cum e pe piele. Da, ăsta este încă un parfum din categoria vai de viața mea, ca să știți. Da,
clar genul acela de aromă de, din nou, începutul toamnei până la sfârșitul iernii, însă pe acesta parcă l-aș duce și în primăvară, dar din nou, asta dacă rezonați, dacă aveți aceleași preferințe ca mine, cu siguranță ați putea purta Luxor și, și pe timpul primăverii. Doamne, cum se dezvoltă pe piele! Și da, am zis bine, este un pui de trandafir, deoarece, cum să spun eu, nu este nici trandafirul acela matur de dulceață, dacă are sens, acela nobil, catifelat. Este mai degrabă un bobocel de trandafir și este undeva în fundal. Adică, dacă ești ca mine și nu iubești orice parfum cu trandafiri și nu prea te împaci cu izul, cu nota de trandafir, trandafirul din Luxor, cel puțin acum pentru o primă impresie, nu e ceva să te doboare, nu e ceva să te lovească în plină figură și așa mai departe. Și unde am pus blotterul? Gata. Și v-am spus că cel puțin acum pentru o primă impresie, deoarece dacă sunteți de ceva timp aici, știți, eu întâi fac unboxing, primele impresii, le las puțin să stea, apoi încep să le port și urmează recenzii, topuri, selecții și așa mai departe. Îmi cer scuze o secundă. Bun. Cu ce să continuăm? Uite cu el. Încă unul cu hauriu. Și vorbim despre Nur Oud. Cred că așa se citește N-O-O-R. Care vine în această prezentare. Și pe site este un parfum total unisex. Adică marketat ca fiind un parfum unisex. Știu că a fost undeva la 80-85 până 90 de lei, în orice caz. Și am citit eu acolo că ar fi foarte asemănător cu Shagaf Oud de la Swiss Arabian. Și da, îl am pe acela, mai am puțin din el. Și am zis, băi, dacă am, da, și e tot, a, și stați să vedeți că eu trăgeam ca țăranca, da, aici. Deci nu este genul acela de casetă care ridici capacul și gata. Uite, capacul e prins aici. Bun. Și da, după sticlă te poți duce cu gândul către Shagaf Oud, deoarece este pe lux și pe opulență acel hauriu oglindă. Bun, deci dacă minunea asta seamănă atât de bine cu Shagaf Oud, eu am scutit niște bani, ca să știți, de la mine. Hai să vedem, că nu mai am răbdare. Ce, că ăsta gata, a acoperit toată. Deci nu cred. Scuze. Da. Din nou, îmi cer scuze pentru ieșire, însă dacă sunteți de ceva timp aici la mine pe canal, știți că eu ador Shagaf Oud de la Swiss Arabian, da? Îl ador, mai ales iarna. Oh, și da, este 95% acolo, cel puțin acum pentru o primă impresie, pentru o primă pulverizare. Este dulce oriental, este acel combo clasic, dacă vreți, din lumea Middle Eastern, și anume oud și trandafir. Este vanilat ambrat. Se resimte și izul acela de praline. E genul acela că tot e un trend acum, very mindful, very demure, da? Genul acela de parfum. Și da, categoric și mie mi se pare total unisex și e aici o chestie, de asta tot trag pe nas, cum zic eu, mi se pare, cum să spun eu, șofranul de aici
este mult mai domolit, dacă doriți, față de cel din Shaga Food. Dacă ați testat Shaga Food de la Swiss Arabian și v-a năucit acordul acela de șofran, Nur Ud de la Zimaia cred că este alternativa perfectă. Cel puțin, din nou mă repet, acum la o primă impresie, am spus bine 95% Shaga Food, deoarece diferența aceea de 5%, cel puțin pentru mine și pentru nasul meu în momentul de față, o face acordul, nota aceea de șofran, da? Dar clar, e... Nu, deci n-ai cum. Iar în asta fac baie în el. E criminal. Și am senzația că partea aceea de pralină este mai accentuată în acest nor. Nur ud. Da, nur ud. Doamne, deci se așează din ce în ce mai pranilos. Pralinos. Bun. Mai am eu două parfumuri și trei uleiuri și sunt la minutul 36, sunt jujuc. Hai să te iau pe tine. Și da, fără nicio altă introducere, Zimaia A Fairy Tale. Un parfum nu este, cum să spun eu, ceva nou, ceva wow, însă, pentru genul de parfumuri preferate de mine în anotimpul rece, acesta s-ar putea să fie o piesă de rezistență a garderobei parfumate. Am reușit și cu țipla, dar ce cutie, ce prezentare, stați să vedeți. Are aici așa niște chestii și mă umflă râsul pentru că o să vă inserez pe undeva pe aici, dacă pot sau dacă nu vă pun o poză, fix genul acesta l-am introdus și eu pe ambalajul primului meu parfum, care da, va apărea. Nu s-a asistat nimic. Da? Deci detaliul acesta de aici mi se pare wow. Bun. Hai să vedem cum. Așa. Ete, așe. Da, și este genul de cutie aurie care ring light-ul o face să fie și mai aurie. Și aici este parfumul. Hai că cu acesta chiar m-am zăpăcit complet, pentru că sunt mega curioasă de el. Genul de sticlă minimalistă oarecum, dar elegantă, aceleași detalii de pe cutie le regăsim și aici pe lateralele sticluței. Și dacă nu v-ați dat seama din ce se inspiră acest parfum după ambalaj și după ceea ce urlă, între ghilimele, TikTok-ul și YouTube-ul, este o inspirație sau se dorește a fi o inspirație pentru Killian Straight to Heaven. Bun. Un parfum din nou marketat ca fiind masculin, însă dacă e celebrul duo rom și vanilie, eu trebuie să fiu acolo, deci nu am cum. Hai să vedem cum este A Fairy Tale, dacă este sau nu Fairy Tale. Deci are cea mai spicy deschidere, dar... Un spicy cu subton lemnos sau spicy lemnos, dacă doriți. Lemnos picant, mai pe românește. Da. E genul acela de parfum de noapte, dacă doriți. Genul acela de parfum ce-l poartă un bad boy sau o... Diar în blanc. O femme fatal. Asta trebuia să spun. Da? Deci genul de aromă ce o poate purta doar acel bad boy sau acea femme fatal. Doamne, ce fain e. Ia stați așa.
Eu încerc să nu dau foarte multe pe piele, deoarece am și trei uleiuri, știți? Asta încerc eu să fac, dar nu rezist. Bun, întâi și întâi de toate. Pe site este marketat ca, este listat ca fiind un parfum masculin. Pentru mine este unisex. Și din nou, aceeași precizare ca la acesta. Da? Dacă ești genul de domnișoară sau doamnă ce preferă floralele, floral fructatele, parfumurile roz și așa mai departe, categoric nu va fi pentru tine. Da? Sub nicio formă. Doamne, cum e acum? Paciulii de aici este fin ciocolatiu, zic eu. Doamne, da, rom și vanilie, se resimte, se resimte treaba aceasta, rom și vanilie, ai din plin. Ceva dulce ce nu vine de la vanilie, cum să spun, ceva ce mă duce cu gândul către acele curmale uscate sau struguri aceia uscați, aceia deshidratați. O să vă inserez o imagine pe undeva pe aici ca să înțelegeți ce văd eu acum în fața ochilor. Cedrul de aici este oarecum preeminent, da? Doamne, cum e? Deci... undeva în fundal se resimte o fină, și când spun o fină, pe o scară de la 1 la 10 ar fi undeva la nivelul 1, da? Deci o adiere, dacă doriți, de piele, nu piele întoarsă, piele naturală, plus o adiere fină de tutun. Dar când spun tutun, din nou gândiți-vă mai degrabă la tutunul acela... un trabuc neaprins. Gata. Da? Deci încercați să vizualizați un trabuc, adică să vizualizați, să vă gândiți, să faceți analogia cu un trabuc neaprins, însă din nou vorbim de o adiere undeva în fundal. Dar clar, e nu știu. Și da, se aseamănă. Se aseamănă, nu pot spune că va e 90% sau cel puțin acum pentru o primă pulverizare, pentru o primă impresie, l-aș duce undeva în 80% în zona lui Kilian. Dar e fain, e fain, e ce trebuie, e. Amimi piace, ca să știți, da? Și ultimul, dar nu cel din urmă, o să râdeți de mine pentru că vorbim aici, adică urmează să vorbesc eu. Eu am filmat tot timpul cu părul așa? Nu mai contează. Urmează să vorbesc despre un parfum cu mult trandafir. Și știți povestea dintre mine și trandafir. Însă, este, se vrea a fi, vom vedea cât este de acolo, de apropiată sau nu, se vrea a fi o inspirație pentru Oud Satin Mood de la MFK și inspirația pe care o am eu în momentul de față este aproape pe final, da? Pe sfârșit și nu se mai găsește. Și am zis ok, Impuls Oud de la Zimaia este la reducere, hai să vedem cum va fi acesta. Deci din start, dacă nu sunteți adepții, adeptele, pentru că în opinia mea vorbim despre un ADN total, total unisex, dacă nu sunteți în această zonă olfactivă, stați departe de el, asta era continuarea. Prezentarea este... mai are rost să vă spun ceva? Nu cred că mai are rost. Ia, fac vreo dandana. Stați să vedeți. Așa ceva.
Din nou, acesta a fost, stați că trebuie, nu. Unde este impuls ud? Sub 100 de lei. Și are și un ștras aici. Stați, stați să vedeți ce am văzut eu. Stați să vedeți. Sticluța, da, te duce cu gândul către acea zonă. Iar aici pe capac este o pietricică. Un ștrăsulete. Foarte faină sticla. De sticla, clar. A mie mi-i piace mult. Hai să vedem dacă mi-i piace și mirosul. Ia să vedem. Deci nu vreți să știți cum miroase în camera asta. Și m-a trăznit. Deci în tot mirosul acesta m-a trăznit impuls ud, care o să mă vedeți mult în toamna aceasta cu el și în iarna aceasta cu el, atât la SOTD, cât și în clipuri. Doamne Dumnezeule! Și da, de aici. Și a tăiat pur și simplu tot ce era în cameră, da? Doamne, de ce? Este... este destul de apropiat de acel ADN, da? Este destul de inspirat, ca să mă exprim așa. Da, trandafirul de aici, de fapt tipurile de trandafir de aici, pentru că e o chestie ciudată în legătură cu acest ADN și cu percepția mea și cu ceea ce mi zugrăvește mie, dacă doriți. Din nou, trandafirul acela bulgăresc parcă nu mi se pare așa de in your face, da? Mi-era teamă de treaba aceasta, sinceră să fiu, deoarece am mai testat inspirații pentru Oud Satin Mood de la MFK și trandafirul acela bulgăresc era too sharp, cum se spune. Dar spre norocul meu pot spune că resimt mai mult izul acelui trandafir turcesc. Care este diferența? Pentru mine și pentru percepția mea și pentru analogiile din căpucul meu, trandafirul turcesc este genul acela de trandafir catifelat, cremos, da? Genul de, v-am mai spus eu în alte videoclipuri când vorbeam despre acest ADN olfactiv, genul de aromă de locum, rahat turcesc, mai pe românește, da? Pur și simplu am în fața ochilor cu bulețele acelea de locum cu petale de trandafir. Da? Udul de aici, acordul de ud de aici, din nou. Nu vă gândiți la udul acela pur Middle Eastern, ci, cum să spun eu, udul acela cu subton dulce, dacă are sens ceea ce spun eu acum. Genul acela de aromă care miroase a bani, a lux, a opulență, a tot ce vreți dumneavoastră, da? Total, total unisex. Este și acordul acela de acordul acela floral, fin floral pudrat, da? Izul acela de violetă, dar este, nu. Da. Este fain, fain de tot și dacă sunteți iubitori al acestui ADN olfactiv, da? Oud Satin Mood, și da, este o caterincă când eu fac așa, cu prietenii știu de ce. Safe Blind Buy, da? Safe. Categoric genul acela de parfum din nou pe care îl poate purta un domn, o doamnă. Este mega, mega elegant, dar mega obraznic totodată, da? Are ceva acolo, acel ceva. Dar foarte, 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 foarte fain. Foarte fain. Îl mai lăsăm și pe el, nițel. Și trecem la uleiuri.
dar nu înainte de a-mi spăla puțin nasul. Deci e un amalgam în casă, în cameră și cel mai mult resimt combinația aceasta. Și cred că ar merge foarte bine combinat împreună. Dar vedem, vedem. Haideți să... Ultimele, dar nu cele din urmă, minutul 50, trebuie să mă grăbesc un pic. Avem 3 oloiuri de la Al Rehab. Și hai să începem cu acesta. Știți, v-am mai vorbit eu, v-am făcut și un clip dedicat uleiurilor Al Rehab. Vi-l inserez pe undeva pe aici dacă nu l-ați văzut. Uleiurile Al Rehab vin fără acea folie, da? Deci pur și simplu este cutia și o deschizi. Am mai discutat noi despre asta pentru că multă lume trăia cu senzația că vai de mine, mi umblă cineva în oloi și așa mai departe. Hai să vedem. V-am spus că se numește Lovely? Nu mai știu. Hai să vedem. Ha! Știți cum a venit Lovely după amalgamul acesta de arome care e acum la mine în cameră? Țiplă. Genul acela, genul acela de clean girl estetic, cum se spune, este feminin, curat, cu ghilimelele de rigoare, citric floral, da? Dar totodată cremos. Ceva ce mă duce cu gândul către o tuberoză cremoasă, dacă zic eu bine. Parcă ceva lăcrămioare, dar fain, fain. Deci e genul de ulei, da, se vede aici unde mi l-am aplicat, pe care, nu știu, îți faci o baie, te relaxezi în cadă sau îți faci un duș. Și poate în acea zi nu trebuie să pleci nicăieri, nu vrei să ieși din casă, nu ai nicio treabă, cum se spune. Dar vrei așa să ai o aromă, dar nu să folosești un parfum? Clar, Lovely. Lovely care e chiar Lovely. Foarte fain. Și dacă tot mi l-am pus în palmă, e și păcat să îl șterg. Și da, v-am mai spus eu un N și N clipuri, dacă nu sunteți adeptele sau adepții, pentru că am și un ulei marketat ca fiind masculin aici, dacă nu sunteți adepții layering-ului la modul aplic ulei, iar apoi parfum, puteți aplica uleiul pe lungimea părului, dacă sunteți domni purtători de barbă, cum v-am mai spus eu un alt clip. Puteți aplica pe barbă, da? Sunt N și N chestii. Doamne, ce fain e asta! Super, super! Hai să continuăm cu Sandra, tot de la Al Rehab. Și lăsăm pe cel masculin la final. Doamne, am zis că o să fie un clip scurt, dar nu mi-a ieșit. Hai să vedem cum este Sandra. Doamne! Floral fructat, mosc pufos și dulce, cremos, santal cremos, să fiu mai precisă. Vanilat ambrat și are un subton gurmand. O să râdeți, dar și da, îmi lasă senzația de apă în gură. Mă duce cu gândul către o bucată de ciocolată albă cu ceva căpșuni. Da, acolo sunt. Foarte fain, da? Deci absolut nimic, nimic middle eastern, da? Și aceste uleiuri sunt undeva la... 19 lei, 20 de lei, 21 de lei, pe undeva pe acolo. Bun, hai că astăzi o să fiu bombiță pe păr după ce termin de filmat.
A, și ăstuia i-am rupt. Nici nu vi l-am arătat, mă grăbesc. Sultan. Suleiman. Nu, glumesc. Sultan se numește acest ultim ulei, căruia i-am rupt cutia. Este marketat ca fiind o aromă masculină. Și pe ăsta unde îl mai dau? Nu. Deci răzbate a fairy tale până în partea asta, da? Aici. Aici am găsit un loc. Hai să vedem. Ăsta chiar masculin, da? Citric verde, aș spune eu. Are și ceva lemn de cedru. Are și ceva vanilie, dar nu foarte multă vanilie. Cardamom. Da, îmi aduc aminte de ce l-am ales. Am văzut acolo cardamom și am zis, băi, ulei, hai, tinț, sper că este cardamomul mai proeminent. Și ceva scorțișoară. Da, da. Sultan, dacă sunteți ca mine, fierte pe cardamom, fierți pe cardamom și aveți nițică răbdare să treacă deschiderea aceea citric verde, da, care nu durează foarte mult, dry down-ul se resimte foarte, foarte bine cardamomul. Bun, spăl nasul, minutul 56, hai că este de o oră, dar nu mai contează. Și facem recapitularea finală, da? Avem Alcacer. Doamne, cum e acum? Da, deci tot în zona magiunului de prune sunt. Pe ăsta parcă l-am dat și pe mână. Ia stați așa. Da, aici. Este, cum să spun eu, izul acela Middle Eastern, da? Este de acolo. Deci ăsta este de acolo. Iubitorii și iubitoarele parfumurilor pur Middle Eastern, că știu că am urmăritori din această zonă, categoric, dacă nu aveți Alcacer, este momentul să-l aveți. Mai ales că sunt la reducere toate, da? Da, udul acela dulce, însă, în momentul de față, cel puțin pe pielea mea, udul s-a... Nu că s-a domolit, a rămas undeva în fundal, este prezent, doar că nu mai are acel acord pur Middle Eastern, ci mai degrabă este ceva, cum spun eu, ud cu subton dulce. Da? Se simt niște fructe uscate. Este și fiind de tot afumat, dar tot așa undeva în fundal, dar foarte fain. Foarte, foarte fain. Dar din nou, dacă sunteți, faceți parte din categoria domni, Dior Sauvage și punct, sau doamne și domnișoare, Coco Mademoiselle, J'adore sau ceva cu licii și așa mai departe, fructate, gurmande și așa și punct, nu, categoric nu, da? Deci Alcacer este altceva. Altceva. Hai să vedem mai departe. Ia umbri. Ia umbri. Cum te-ai așezat? Doamne. Da, deci e genul de parfum total opus doamnelor care îl poartă pe acesta, da? Ca să fac așa un joc de cuvinte. Sau dacă sunteți ca mine nebune și cameleonice, da, îl purta și pe acesta, îl purta și pe acesta. De ce spun asta? Ia umbri, și știu că am mai discutat cu cineva și spunea nu că e în zona Yara Latafa. Nu e în zona Yara Latafa, nu are nicio treabă cu zona Yara Latafa, chiar dacă ambalajul este roz pal, da? Acum parcă sunt în zona unui 60%. Partea strict dulce a lui Good Girl, Carolina Herrera, și 30% vanilia aceea sărată din Olimpea, da?
Este ca și cum ai face layering cu aceste două parfumuri, dacă doriți. Dar foarte fain. Foarte, foarte fain. Genul acela de parfum Easy Rich. Dacă ești ca mine fiartă pe vanilie, fiartă pe parfumuri dulci și așa mai departe, e genul de parfum pe care îl porți la cumpărături, parcă la birou nu prea l-aș duce, deoarece e cam cozy, dacă doriți, da? E genul acela de aromă care te învăluie. Însă, nu știu, genul acela de parfum, exact cum v-am zis, de zi cu zi. Nu ți impune nu știu ce ținută, nu este rigid, nu absolut nimic. Nu mai știu care era următorul, dar le iau și eu. Hai să-l luăm pe Nenea Officer, Officer de la Al Rehab, care, da, acum se duce și mai mult către zona lui Sauvage, însă e ceva aici mai schimbat, adică este clar ADN-ul lui Sauvage, da, clar, dar are partea aceea, cum se spune, are un twist, ceva ce mă face să îl plac, da, pentru că știți treaba, relația dintre mine și Sauvage, dar da, ăsta da. Ăsta trebuie să am grijă că s-ar putea să-l treacă soțul pe numele lui. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Hai să-l luăm pe Luxor. Doamne, cum e? Da, aici l-am. Paciuli din acela cu subton ciocolatiu. Ambră. Multă ambră. Și parcă bobocelul acela de trandafir rămâne undeva și mai în fundal decât înainte, da? Genul acela de parfum din nou, care te învăluie așa într-un cocon, îți conferă căldură, senzația aceea de căldură, eleganță, factor Middle Eastern complet nul, e zero, da? Nu miroase Middle Eastern. Am uitat să specific și la Ia Umbrii, nu există miros arăbesc în el. Officer, clar, este din neamul lui Sauvage. Da, din neamul lui Sauvage. Mai departe, Nur Ud. Oh. Da, este acea surioară mai mică a lui Chagafood. Cu mai multă pralină, dacă doriți. Asta nu mai știu, l-am pulverizat. Nu l-am pulverizat. Nu. Da, dar este acolo, știi că este Chagafood cu mai multă ciocolată, cu mai multă pralină, da? Da. De cu ăsta o să vă plictisesc. Vă anunț de pe acum. Mai departe, A Fairy Tale. Ăsta știu sigur că l-am dat pe piele, numai să descoper, aici l-am dat. Oh, da. Asta e genul acela de videoclip în care eu fac ca toate alea, da? Pentru că v-am spus de la începutul clipului că detest vremea de afară, dar pe de altă parte e singurul moment în care pot purta genul acesta de parfumuri fără să dea nimeni cu pietre mine, da? Pot face baie liniștită în el. Și da, partea aceea buzii parcă s-a mai diminuat, însă ai în continuare chestia aceea de lemn de cedru, ai în continuare vanilia aceea, cardamom, a spune eu, sau ceva fiind condimentat. Ori mă derutează cardamomul de aici, dar nu l-am aplicat aici, dar da. Dacă ești exact cum v-am spus, în zona parfumurilor dark, fiind de tobuzi, A Fairy Tale. Și ultimul, dar nu cel din urmă, că deja clipul e mega lung, Impuls Oud. Da. Categoric preferatul meu, cel puțin anul acesta, da, pentru ADN-ul lui Oud Sata Mood. E genul acela de parfum Hidden Gem, da? Cum să spun eu, chiar dacă are și trandafir bulgăresc și trandafirul acela turcesc și acordul acela de ud, nu este nimic care să îți zgârie nasul, ca să mă exprim așa, da?
Nu este nimic mult prea mult, nu este nimic ascuțit, nu miroase sintetic, nu miroase, nu. Foarte, nu știu, e pur și simplu îmbătător și da, o spun eu care, din nou, nu mă mai repet, știți, relația mea cu nota de trandafir. Bun, 1:04:05 în curând. 1 minut, o oră și 5 minute. Dacă m-ați suportat până la final, să rămână mult. Dacă aveți vreunul din aceste parfumuri, știu sigur că draga mea Katinka este cu dânsul. Dacă aveți vreunul din aceste parfumuri, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii experiența dumneavoastră cu ele, că na, ale mele sunt la prima pulverizare, nu s-au macerat, nu s-au așezat, nu nimic. Hai să ne auzim în comentarii, veți avea link pentru toate în bara de descrieri, sunt reduceri pe parfumas la multe, multe produse, că eu cu greu m-am oprit la 10 în total, da? Deci am o scuză că am vorbit atât, am vorbit de 10 arome. Și până data viitoare vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! Zvonimea,